Dar un loc interesant. Această mașină, Warburg, nu, asta era, da, Warburg. Da, Warburg. 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 Cum îi spune? Warburg. 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 Această mașină este mașină produsă în Germania. Deci toate mașinile care vedeți sunt cumpărate și restaurate. Sunt cumpărate și restaurate cu propriile finanțe lui domnul proprietar. Câteodată o restaurare și sunt restaurate cu piese autentice, special sunt puse oglindele ca să puteți să vedeți, să vezi cum arată, cum da, arată respectiv fiecare mașină. Aceasta este Warburg Coupé, produs în 1963 cu 3 cilindre. Persoana care vedeți în spate este Erich Honecker. Așa. Honecker este cum este Ceaușescu în România și Todor Živković în Bulgaria, numai că în Republica Germană. Aha. Nu federativă, ci democrată. De aceea sunt expuse în spatele lui, vedeți, sărutarea de iezuiți, cum zic, cu roșii și germanii, cu Nicolae Brejnev. Nicolae Brejnev. Că să ai o mașinuță. Pegas? Începe. Ați avut Pegas? Păi, dar trebuie să fie și Pegasul acolo. Acolo, noi spate, avem Balcan. Balcan? Da. Okay. Noi avem Balcan care costa 85 de leva și era așa de greu. Asta e Chuck și Gek și sunt rusești. Bob nu, dar primii care ies pe piață sunt rusești și producătorile dă numele Chuck și Gek. Chuck și Gek sunt două personaje din poveștile rusești, doi băiețași, doi frați care trăiau în partea de nord, în Sibir, în ceva acolo, în zona de acolo, care se susțineau, se plimbau și chestii din astea, povești socialiste, interesante. Dar, fiindcă era literatura obligatorie să citești clasele mici și pentru despre Chuck și Gek, rușii s-au gândit foarte bine și, respectiv, au pus denumirea a respectivei jucări. Sanie, de fapt asta este Sanie, Chuck și Gek. În spate sunt... Ziceai de bicicleta, de 50 de leva. 85 de leva, Balcan. Și ca să ai așa bicicleta aceasta, Balcan, bicicleta de copii vorbim, da, din aceasta... Pune cu laser un pic. Nu știu dacă... Bate. El bate, dar eu nu văd până acolo, vezi. Ah, ok. Și asta e... Deci cele de acolo, aici. Cea galbenă. Asta e mica. Nu, cea galbenă din spate, aia. Aia? La aia te referi? Dacă scrie Balcan, asta e... Nu văd, da. Și asta mică e Balcan. Toate sunt Balcan. Da, trebuie să fie. Ar trebui să fie toate Balcan. Dar cel mai așa să ai e din acesta care se strângea. Aha. Se... Pliabile. Pliabile. Erau biciclete, nu era problem să ai biciclete, să cumperi. Problema era să cumperi biciclete, adică să ai bani strâși pentru bicicletă. Din 85 de leva, dacă salariul este 120 de leva, dacă ești la salariu minim, vine cam mult. Dar... Dar aveau oameni biciclete? Copii, nu? Da, copii ca, aveau, ca da. Oamenii adulți, da, nu toți, prea. Nu, mergeau cu da? Biciclete, da? Din cauza că să ai mașina, deja era venea altă perioadă. Aici sunt prezentate din fabrică, ia să vedem care fabrică. Fabrica din Plevna, diferită îmbrăcăminte. Acestea toate sunt butoane pentru fotbal. Asta se numește galoș. Toți din sat aveau așa. În toate satele din cauciuc care... De cu laserul. Deci ăștia sunt galoșii, da? Asta sunt galoși. Asta sunt galoși. Asta sunt butoane pentru fotbal. Da. Fabricele erau multe. Nu una, nu două și
produceau în cantități enorme, ca să poată să, cum să zic, să mulțumească piața nu numai a bulgarilor, ci piața a celorlalte țări. Acesta este îmbrăcăminte, acesta este îmbrăcăminte pentru creșa, da? Și acest panglici care le vedeți, era, se puneau la capete copiilor, câteodată mă chiar mir și acum, eu nu am avut așa ceva. Pui panglici, panglică, așa, la fete, să fie părul strâns, să nu fie ca la sânzenele să zboare așa. Eu am avut posibilitatea să-mi zboare părul. Aici, un lucru foarte interesant pentru auditoria română. În anii 1981, în România a fost deja, a început deja criza aia foarte, foarte neplăcută, care mulți oameni, chapeau, cum zic francezii, pălăria jos, au rezistat românii la un lucru care eu personal l-am văzut și mă mir cum au sărit. Perioada de criză, economie, când totul se vindea în România, totul era raționalizat. Nu, totul trebuia să iasă afară ca să se achite creditul. Exact. De afară. Care s-a și achitat. În această perioadă, când veneau turiști bulgari în România, sau oaspeți în România, aduceau câte ceva, câte un cadou pentru români și încă mai țin, oamenii mai în vârstă, mai țin, uitați, acest săpun mai, îl țin minte, acest săpun mai care era și în varianta de, cu măr verde, acest săpun mai, era foarte dorit și de prietenele mele, ne aduci mai, acest laica, ce... În engleză este daisy, în română cum e daisy? Cum e floricica aceasta? Margareta, nu? Daisy? Margareta, da. Daisy, da. Celălalt lucru care era foarte căutat. Uite, aveți și lux și noi am avut lux. Lux, da, și luxul, dar luxul a dispărut pe urmă și amo era. Uitați, amo și luxul. Erau în piață, erau în piața română. Pe urmă au dispărut, că trebuia să fie deci, respectiv, uite, săpun pentru copii. Uitați, vedeți? Da. Săpun pentru copii, face parte din colecție. Deci oamenii strângeau săpunurile astea, ți-mi minte că bunica mea avea luxul ăsta printre haine, da, și mirosea și haina a săpunului. Așa? Acum? Da. Nu. Acum sunt niște chestii care se agață de umeraj. Și miroase bine. Să vă spun. Tot cu săpunul puneți merge? Săpun, da. Tot dacă săpunul este de calitate și celălalt lucru care este fiecare îmbrăcăminte, dacă pun săpunuri diferite, miroase altfel. Iată. Da. Deci eu sunt școala veche, continui. Da. Un lucru foarte, foarte interesant. Deci aici avem săpun de bărbierit. Nu era spuma. Sau dacă ți-aduceau spuma din străinătate, o țineai așa, numai că nu o puneai o sofragerie să ți-o vadă prietenii că ai. Da, era da, un lux să ai. Mare bătrie, da. Avea acest săpun. Dar știți, în afară de săpun era și o chestie care dacă îți tai barba, dacă te tai ceva, să pui stipță. Nu știu cum se spune în limba română. Asta a dispărut. Deci acesta este săpun de bărbierit. Acesta în spate scrie Trainoi sau Triplu. Acest odecolon Trainoi este odecolon rusesc și e cu un miros foarte puternic. Imediat recunoști cine este cu acesta colonie, da, e, de fapt este colonie. Papa, spune rața, da? Papa este o marcă care continuă și astăzi, chiar dacă vă plimbați prin magazin, intrați în magazine bulgărești, o să vedeți o marcă care, de fapt, a început în perioada socialistă și continuă până acum cu produse pentru bebeluși, pentru copii. Foarte bune, de o calitate foarte, foarte bună. Pasta de dinți, Mary. Era și pasta de dinți pentru export. Aveți în vedere că multe din produsele care se făceau nu numai în Bulgaria, ci și în România, ieșeau și în Occident, ieșeau în
țările arabe, în Asia. Deci nu era producerea la unor lucruri numai pentru asta. În afară de obiectele care sunt o grămadă, sunt o mulțime, aici n-ai cum să nu-ți aduci aminte deci de ceva. Noi am făcut doar 5 pași. Da? 6 pași, uite, am stat o jumătate de oră. Sunt atât de multe, am stat 40 de minute, sunt atât de multe lucruri. Sper să nu fie prea mult pentru... Vreau să stau 2 zile, dacă se poate. Păi da, se poate, de ce? Asta e. Da. Deci foarte unul frumos. Din lucrurile care, din păcate, greu se înțelege de către turiști, acestea sunt tablițele cu diferite texte ciudate, reguloase, da? Așa, și reguli sau ceva? Cu reguli, da, nu, dar care de multe râs riolog. Păi zine și nouă câteva așa mai comice. Da, comice. Vă zic mai încolo. Zine mai sunt încolo. Aici, acestea sunt prea lozungere. Și în cadru cad cutiile rusești. Deci, în afară de magazinele care erau pentru diplomați, deci astea sunt cutii rusești, asta dacă cineva mergea în Uniunea Sovietică, să se aducă așa ceva, e un cadou. Deci, aceste cutii sunt cutii de bijuterii, într-adevăr sunt foarte frumoase și sunt cu personaje din povești rusești sau respectiv cu obiecte turistice, cum este Kremlinul aici, vedeți? Biserica. Și iată, uitați, o vitrină plină de parfumuri. Săpunul mai, verde și pasta de dinți mecio sau rusuleț cu un gust de căpșun. Ne mutăm aici. Fiecare din copii, băieții noștri, aveau un, n-are importanță cât de săraci, cât de bogați, toți băieții aveau camionașe Tatra. Mm-hmm. Acestea sunt camionașele Tatra. Uitați, acestea sunt produse mai noi. Acestea sunt bulgărești, produse în Bulgaria. Acestea, din partea aceasta, din zona. Celălalt lucru. Căluțul acesta, îl vedeți? Da. Așa. Și lepădă. Deci, începe să copilul în Bulgaria, acestea sunt jucării din anii, în perioada în care se făceau, anii 70, până în... No, și chiar și acum continuă cu acest căluț. În spate căluțul are o parte care se ridică și își bagă jucăriile, așa. Ce în clipa în care începe să merge copilul, îl pui direct pe căluț și îl scoți din cărucior. Cărucioarele nu erau prea frumoase. Să ai cărucior din... nu, astea sunt standarde, deci... Astea sunt standarde, astea sunt bune pentru bebeluș. Da, asta e pentru păpușă. Asta și astea sunt pentru păpușe. Și asta e pentru păpușe. Astea sunt pentru copii. Dacă aveai un cărucior din acest gen, care e deja pentru copil care se așează, nu erau foarte frumoase și lumea... Căuta să cumpere din străinătate. Aceasta e coș de bebeluș, așa, dar celelalte pătuțuri de copii se făceau din prizonieri. Prizonieri. Din? Prizonieri. Ei le făceau. Da. Așa. Știți că dacă stăteai, și nu știu acum cum este, dar atunci era așa, deci stai, lucrezi o zi și ți se consideră că ai stat 2 zile da. În... Da. Ți se scad două zile, da, și respectiv ei făceau niște pătuțuri de lemn care sunt cu grad. Și noi spuneam, îi cumpărăm o închisoare, hai să-i luăm o închisoare, așa spuneam. Aha. Trebuie să luăm copilului închisoare. Fabrica de jucării de lemn în orașul Loveci. Acum, steagurile. Interesant, nu?
Da, merită, da, să da, sunt sigură. Eu încă am rămas acolo, eu mai mă uit la câte una, câte alea, niște jucării. Dacă încep să vă povestesc despre fiecare uzina, fabrică care este, credeți-mă, nu ieșim de aici o lună, cel puțin. Deci am zis puțin două zile. Gata, acesta este steagul lui acestea consomoli, acesta este semnul raportat de raport priet, așa, când pionerii, când se strângă, deci am spus, am făcut ce trebuie, gata. Dar români, cum era, cum mai țin minte? Nu era tot așa? Nu prea am prins partea asta. Uitat, trebuie să vă mai uit. Deci aici este Gheorghe Dimitrov, în 1944, da, e de fapt prima persoană socialistă după Regat și acesta DKMS este abreviera al Partidului de Comsomol, deci de tineri. Aici sunt diferite steaguri de fraternitate, nu? Așa se spune. Cu Lenin, lozungul. Aici. O zonă pentru fumători. Oh. Fără să fumăm. Așa. Deci. BT-ul. Stai să văd. Stai să văd. Deci înainte de BT. Deci mi-a plăcea BT-ul vostru, da. De n-aveți idee. Mult. Eu fac o paranteză. Să spun. Eu am început, am învățat să fumez cu Carpați, fără filtru. În România. Aha. Da. Pe am încercat Snagov și pe urmă mi-au interzis țigările astea și am început sunt alții. Sigur că și mulți români au început să fumeze cu BT. Nu, fumau altceva pe lângă mine. Fumau Phoenix. Nu, românii noștri au început să fumeze BT de la voi. Fumau, da? Foarte da, mult fumau. Da, păi se vindeau. Da. Înainte că să ajungem la BT-ul, uitați, da. Aștia sunt aștia vechi, ce mai... Deci, astea sunt în anii 40-50, aceste... Melnik, Plovdiv, astea sunt orașe din Bulgaria, Plevna, uitați aici, Sofia în 1960, uite, vezi, e de vârsta mea, cutia aceasta, Madara, voi ați fost la Madara, da. Trebuie să mai mergem acolo, trebuie. Că avem treaba acolo, neterminată, da, Arda, această țigară Arda poartă numele a râului Arda, care parcurge Bulgaria și trece și în România. De fapt, țigara aceasta a fost una din cele mai căutate și exportate pe teritoriul țărilor arabe. Tutunul bulgar, despre care mulți tineri n-au nicio idee ce reprezenta atunci tutunul, era de o calitate foarte fină, de soiul Virginia, cu foi foarte subțire și cu un aromat nemaipomenit. Nu știu dacă știți, dar Bulgaria avea contract cu Marlboro, cu Philip Morris și respectiv Marlboro și Philip Morris se produceau în Bulgaria. Detalii foarte, foarte interesante. Dar, poporul ce fuma? Camel? Da. Acest mai cu bani fuma. Kentu era în România, în Bulgaria, nu așa? Mult, dar oamenii fumau. Sredeți, astea sunt anti-tap, acestea, vedeți? Anti-tap, că să fumezi, că să te oprești, să te lași de fumat. Asta era ideea. Celelalte, uite, ajungem la BT-ul. Ajungem aici la BT-ul. Eu știu că în România era o perioadă în care se făcea operație și dădeai ciobuc BT-ul. BT și Kent. Da. Da. BT-ul se dădea de către ăștia mai, așa, mai săraci, hai să zicem, așa. Sfânțe, țigările fără filtru sau soare este. Bridge, altă o țigară foarte bună, uitați aici. Eu caut Snagovul și Carpați, din câte țin, Femina. Femina în anii 80, la fel de tot, Victory. Victory, de fapt, era o țigară care se exporta, la fel, în țările arabe, uitați aici unde este semnul, și Victory și Welcome, țigările erau, vă spun, sigur, calitate foarte bună. Ia să vedem. Uitați, aici sunt rusești. Țigări rusești, turistiană, țigarete.
aici s-o scrie, dacă ne respectați, aici nu fumați. Da, asta e bună, trebuie să găsesc una. Aceste tablițe continuă acum să fie un lucru foarte căutat prin antichități și dorit în decor. Tir, acestea sunt țigări. Tirul foarte bun, la fel. Chesterfield, presupun. Păi, amândoi nu. Eu de 8 ani nu sunt fumător, nu mai sunt fumătoare, dar, sinceră să fiu, încă pot să vă explic gustul diferit de țigări. Elemu, Lark, Winston Camel. Vitrina luxului, putem să zicem așa, Viceroy, Salem, plus Rothmans. Da, da. Deci aici, Coricom. Aici este Coricom, Dunhill. Ia uite Dunhill-ul, ăsta era scump. Da, Dunhill-ul și Rothmans-ul acesta în spate. Da. Ce tare, cu bandă de aur, îi ziceam. Ce este prezentată în următoarea vitrină, diferite emisiuni de chibrituri. Aici chibrituri, da? Da. Cu diferite festivaluri, da? Aici, să zicem, spre exemplu, este Olimpiada în 1980. Țineți minte? Da, adică nu țineți minte. Oh, ce-am zis. Deci, Olimpiada din Moscova 1980 este o alternativă, este boicotul, e contra Olimpiada care a fost dacă nu înșel în Statele Unite. Acesta este monumentul lui Șipca. Bătălie la Șipca pentru eliberarea Bulgariei de către Igoul Otoman. E plin cu informație. Aici ne întoarcem la mașinuța aceasta. Acesta este Trabant. Trabant, despre care toți știm că de fapt asta nu este metal, ci a fost un carton presat. Da. Că să cumperi Trabant nu era așa greu în perioada comunistă, în perioada socialistă în Bulgarie. Să vă explic cum se producea în general că să cumperi o mașină. Deci, era o listă în care te înscrii și bagi un avans de 1500 de leva și ți se dă un număr. Okay. În această listă te înscriai pentru mașinile care erau mai de lux. Ceea ce înseamnă Jiguli, care în urmă schimbă numele, sau VAS, respectiv un număr, o să vi-o arăt mai încolo, să cumperi respectiv pe ea, din cauza că ea se considera, Jiguli se considera mai... mai mașină de lux. De fapt, vazul rușii îl copiază de către mașina italiană, Fiat. Ok. Este copie de Fiat. Mai așa, țap-țără au făcut. Așa. Dar bagi 1500 de leva. Așa. Și aștepți. Și aștept să vină un număr de ordine, tău. Probabil. Număr de ordine. Ordinea variază, că, bineînțeles, de numărul tău, se aștepta între 10 și 12 ani că să poți să cumperi respectivă mașină. Era un telefon, număr de telefon, din aia cu învărtitul. Cu dischetă, s-ar putea să o vedem pe undeva. Să-i vedem și pe ei. Și de care se auzea. Data cu tare, la ore, data cu tare, am ajuns pentru Lada sau pentru Jiguli, am ajuns la numărul 1000, ce înseamnă. Te sună și îți spune că... la ce număr au ajuns în ziua respectivă. Da, da. Okay. Și tu îți dai seama cam câte zile, cât ar mai dura ca să vină. Și nu erau oameni de sunau în fiecare zi?
unii nebuni, da? Presupun. Da. Au fost unii din aceștia care n-aveau ce, facă, ce să facă, din cauza că un apel în această perioadă începea cu, din afară dacă apel, din aparat, era 205. Ce înseamnă asta? Ceva că în gen de mai puțin de un ban. Aha. Adică foarte ieftin. Sau extrem de extrem ieftin. De ieftin, aproape gratis. Extrem de ieftin. De acasă era și mai ieftin. Oamenii plăteau telefon, notă de telefon pentru o lună la vreo 50-60 de stotinci. Noi aveam cuplaj acasă, adică aveam un fel de un singur număr de telefon și eram doi abonați. Derivat. Nu derivat cuplaj, dar derivat cuplaj, când așa este îi spuneam un număr, noi cuplaj. Da, ați avut cuplaj, și voi. Da. Okay. Și dacă vecina vorbea mult, cealaltă bătea așa cu piciorul, da, că nu era liber. Noi puteam să ridicăm receptorul și să auzim ce, vorbesc, ce vorbește vecina cu cine vorbi. Nu, asta e derivat. Se auzea? Ei, cum auzi? Nu se auzea? Ba da, se auzea. La cuplajul? Da, la cuplaj. Nu, asta e derivat. Și spuneam, vă rugăm frumos, vrem să dăm și noi un telefon. La noi nu. La noi, deci, dacă... Și vă dați seama, noi trei, în vârsta de teenage, fiecare are vecină, a, ce faci, jumătate de oră, jumătate de oră și vecina, Exact, că n-aveai Facebook, aveai doar telefon. Da, exact. E băream de răs. Dar... Deci existau numere de ordine, sunau oamenii, aflau la ce număr au ajuns. Aflau la ce număr au ajuns și se merge în mototehnica. Mototehnica era distribuitorul oficial la aceste mașini unde sunt, puteai să cumperi. Dar puteai să cumperi pentru preț mai mult, nu așa dorite mașini de lux, să zicem cum este Trabantul, care costa, a costat în jur de 5.000-5.600 de leva. Ok. 10 mașini de spălat. Da, deci nu e, sau nivelul mai sus. Deci la acest nivel era Zaporojeț totul, mașină rusească. Deci mașinile germane rusești erau la, cum să zic, la un nivel foarte, foarte ridicat. Eu mă uit la mașinile astea și ele par noi. Deci nu par mașini recondiționate. Absolut tot este recondiționat. E recondiționat? Da. Ce bine e recondiționat. Da. Deci mă uitam pe geam și pare tot... Are o armată de profesioniști care lucrează, okay, cu foarte multă inimă și simpatie și, știți? De fapt, asta nu e un muzeu politic. Vreau să subliniez asta. Asta este o viață a multor din noi. Da. Asta e o perioadă din viața noastră. Nu putem să ștergem, iertați-mă, da, dar fiindcă ne-am născut sau am trăit această viață, să tragem și să spunem să totul a fost rău sau a fost... Nu e adevărat. Păi, mai avem lucruri pe care le trăim în prezent, exact, datorită trecutului, da, sau, mă rog, exact, din cauză. Așa de este. Cum și-a lăsat aparatele amprenta de fotografiat, da, camerele de fotografiat, știți, una din cele mai căutate atunci era Leica, să ai Leica și acum continuă să ai. Da, ai ei Leica. Fac niște obiective, niște da, foarte, da, foarte bune. Deci acum continuă să fie pe piața aceasta. Uite și zona asta să vii.